Atunci când suntem într-un necaz, într-o nevoie, într-o primejdie, ne uităm în jur și căutăm ajutor, sprijin, susținere, întărire, soluții. Câteodată găsim, altădată nu. Căutăm sprijin și ajutor la oameni, la cei din familie, la medici, la autorități, la specialiști. Vin însă vremuri când oricât ne-am uitat în jur, nu găsim suficient ajutor. Și câteodată mai devreme, alteori, din păcate, ceva mai târziu, ne ridicăm privirea în sus și căutăm adevăratul ajutor, marele ajutor, sprijinul cel desăvârșit. Așa încercăm să facem noi, binecuvântați fiind aici, în cetatea Sucevei de Dumnezeu, cu prezența, binecuvântarea și mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Altădată, tot într-o cetate, Sfântul era târât pe jos de un cal și capul lui era lovit de pietre. Era batjocorit, era scuipat, era înjosit. Au venit însă zile în care același sfânt, același om, același trup este purtat cu cinste, cu evlavie, însoțit de rugăciuni, de cântări, de oameni care se închină, de oameni care îi cer ajutorul. De ce facem asta? Pentru că am simțit, pentru că am văzut, pentru că este evident ajutorul Sfântului Ioan. Acum exact un an, pe final de martie, în plin început de stare de urgență și de carantină în Suceava, Sfântul Mare Mucenic Ioan a ieșit prima dată în oraș. Tot în același scop, pentru a aduce mângâiere, liniște și bucurie, au ieșit Sfintele Moaște la finalul anului trecut, de data aceasta în județ. Și acum, în zi importantă pentru noi, pentru Biserica Ortodoxă, în Duminica Ortodoxiei, în care Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu vreme bună, după vreo 3 zile de timp neprielnic și urmată această zi fiind, după cum anunță meteorologii, de alte zile tot neprielnice, am ieșit cu Sfântul Ioan pentru că am avut în minte ce s-a întâmplat datele trecute, dățile trecute. Neprogramat, nemăsluit, nelucrat de cineva din adins, s-a văzut că după ce Sfântul Ioan a binecuvântat cu prezența sa străzile, oamenii și cele două instituții de sănătate, Spitalul Nou și Spitalul Vechi, parcă s-a mai potolit boala, parcă virusul a mai fost constrâns. Și aceasta este lucrarea Sfinților, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu prin Sfinți. Binecuvântare, liniște, mângâiere, ajutor, vindecare și multă speranță. Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi. Și Dumnezeu și Sfinții Săi lucrează prin oameni.